Salutare călătorile și bine ai venit la Meteora, unul dintre cele mai mari și mai importante complexe de mănăstiri ortodoxe din Grecia, al doilea după muntele Athos. În acest video îți voi oferi toate informațiile de care ai nevoie pentru a organiza o călătorie memorabilă la Meteora. O să vorbesc despre cum să-ți planifici călătoria, Istoria și cultura fascinantă a complexului Meteora, geografia interesantă a acestor formațiuni stâncoase, prin ce se deosebește fiecare dintre cele șase mănăstiri, programul de vizitare, codul vestimentar, ce activități poți experimenta și multe alte sfaturi practice. Cea mai bună perioadă pentru a vizita Meteora este primăvara și toamna, când temperaturile sunt moderate și peisajul este deosebit de pitoresc. În ceea ce privește perioada săptămânii în care să-ți programezi vizita, zilele de sâmbătă și duminică sunt singurele în care toate mănăstirile sunt deschise. Programul diferă în funcție de sezon și poate fi consultat pe multiple site-uri de turism precum meteora.com sau calampaca.com. Pentru a ajunge la Meteora, ai mai multe opțiuni de transport. Cu mașina personală te așteaptă un drum de cel puțin 12 ore din București, dar care îți va oferi posibilitatea să faci multiple opriri la multe alte obiective interesante, precum orașul Ruse, Sofia, celebra mănăstire Rila, orașul Salonic sau alte obiective din Serbia și Macedonia de Nord. Să ții cont de faptul că va trebui să plătești taxă de vinietă pentru Bulgaria și multiple taxe de autostradă în Grecia. Recomand chiar și achiziționarea unei poliții de asistență rutieră pentru a preîntâmpina orice situație neprevăzută. Cu avionul poți zbura până la Salonic sau Atena, și de acolo ai patru opțiuni de deplasare: închirerea unei mașini, trenul, autobuzul sau un tur ghidat de o zi. Turul ghidat este mai puțin recomandat, deoarece vei vizita doar două-trei mănăstiri din cele șase. Acum întrebarea firească este, poți vizita toate cele șase mănăstiri într-o singură zi? Da, se poate, dacă începi de vreme, ești organizat și nu petreci prea mult timp la fiecare dintre ele. Dar eu recomand să aloci cel puțin două zile pentru o experiență de neuitat. Meteora oferă numeroase opțiuni de cazare în Calambaca și Castrachi, însă prețurile sunt mai mari comparativ cu alte orașe greciști, așa că este bine să faci rezervări din timp. Noi am preferat să ne cazăm în Calambaca, deoarece este un oraș mai mare cu mai multe restaurante. Aici se găsesc suficiente locuri de parcare și sunt gratuite. Restaurantul nostru preferat a fost taverna Ambrozia și recomandăm să vă orientați către restaurante cu rating peste 4,5. Numele Meteora înseamnă limba greacă suspendată în aer sau plătind, fiind un nume foarte potrivit având în vedere aspectul deosebit al mănăstirilor care par a fi suspendate deasupra stâncilor înalte și abrupte. Stâncile impunătoare ale meteorei s-au format acum aproximativ 60 de milioane de ani. Acestea sunt rezultatul unor procese geologice complexe care au inclus activitate tectonică și eroziune. Inițial, zona era acoperită de un mare lac interior. De-a lungul milioanelor de ani, mișcările tectonice au împis în sus solul și apele s-au retras lăsând în urmă depozite sedimentare de conglomerate de pietri și nisip, care prin eroziune au creat formațiunile stâncoase spectaculoase pe care le vedem astăzi. Începând cu secolul al IX-lea, călugării pusnici au început să se retragă în peșterile și crăpăturile stâncilor din meteora, căutând să ducă o viață de rugăciune și meditație în izolare prima comunitate monahală organizată a fost fondată în secolul al XI-lea. În secolul al XIV-lea, călugărul Atanasie, după ce a fost expulzat din Republica Monastică de la Muntele Atos, a fondat Mănăstirea Marele Meteor împreună cu mai mulți adepți, stabilind astfel bazele complexului monastic. Până la sfârșitul secolului al XV-lea, alte comunități au ocupat stâncele, construind până la 24 de mănăstiri în total. Construcția mănăstirilor pe vârful stâncilor a fost o realizare incredibilă, având de vedere tehnologia limitată a vremii, materialele de construcție fiind ridicate cu ajutorul unor sisteme de scripeți și plase care necesitau foarte multă pricepere și efort. Pe parcursul secolelor, Mănăstirile au fost extinse și îmbunătățite, devenind centre importante de cultură și religie. După perioada otomană, mănăstirile au intrat într-un declin gradual, multe dintre ele fiind abandonate. În secolul XX, interesul pentru meteora a renăscut datorită importanței sale istorice și culturale. În 1988, complexul a fost inclus în patrimoniul mondial UNESCO, recunoașterea contribuind la conservarea și restaurarea mănăstirilor. Astăzi doar șase dintre cele 24 de mănăstiri originale sunt încă active și deschise vizitatorilor, fiecare cu propriile sale comori, artistice și spirituale. Marele Meteor este cea mai mare și cea mai veche mănăstire fondată de sfinții Atanasie și Ioasaf. Măreața Mănăstire găzduiește un muzeu cu artefacte religioase și istorice, precum și freșe impresionante. Mănăstirea Varlam, fondată în 1917 pe ruinele vechilor ziduri, este cunoscută pentru icoanele sale bizantine și freșele deosebite realizate de frații Teofan și Nectarie. Rusa Nou este o mănăstire de maici construită în 1545 pe ruinele unei structuri anterioare din 1288. Aceasta se remarcă prin arhitectura în stil bizantin și picturile murale deosebite ce sunt considerate opere de artă. Sfântul Nicolae. Această mănăstire, construită în secolul al XIV-lea, este faimoasă pentru freșile realizate de celebrul pictor bizantin, Teofanes. Din pricina suprafaței înguste a stâncii pe care este așezată, mănăstirea aceasta nu a fost extinsă în suprafață, ci în înălțime, construindu-se etaj peste etaj. Sfânta Treime, fondată în 1475, Mănăstirea Sfânta Treime este una dintre cele mai izolate și dificil de vizitat, dar oferă priveliști panoramice uluitoare. La răsărit se află Mănăstirea Sfântul Ștefan, la apus Mănăstirea Varlam și Marele Meteor, și la sud se află Calambaca. Sfântul Ștefan este o mănăstire de maici, unică prin faptul că este cea mai ușor accesibilă prin intermediul unui pod și este cunoscută pentru ospitalitatea sa și colecția de artefacte religioase. Aici vei găsi două biserici, cea veche construită în secolul al XVI-lea și biserica mai nouă dedicată Sfântului Haralambie construită în secolul al XVIII-lea. Recomandări pentru vizitare Începeți vizitarea complexului la prima ora dimineții, începând cu mănăstirile Marele Meteor și Varlam, ambele fiind aplasate relativ aproape una de alta și nu este necesară mutarea mașinii, ceea ce s-ar putea dovedi o gravă eroare din pricina lipsei locurilor de parcare. În fața mănăstirii Varlam este singurul loc în care am găsit răcoritoare și gustări. Mănăstirea Rosa Nou este accesibilă atât prin drumul din față cât și prin cel din spate, existând o potecă prin pădure de la Viewpoint Meteora. La Mănăstirea Sfânta Treime se poate ajunge ușor din orașul Calambaca, urmând o potecă prin pădure, dar noi am preferat să prioritizăm timpul și să vizităm începând de la drumul principal. Ne bucurăm că am vizitat mănăstirea Sfântul Nicolae, unde am simțit mai intens simplitatea vieții într-o mănăstire izolată pe vârf de munte, însă aceasta este destul de greu de accesat din pricina drumului și al treptelor foarte, foarte abrupte. Mănăstirea Sfântul Stefan este singura ce se închide la prânz, dar care poate fi vizitată ultima, rămânând deschisă până la ora 17.30. Atenție însă la faptul că în ultima oră aceasta se aglomerează foarte tare. Taxa de vizitare pentru fiecare mănăstire din complexul Meteora este de 3 ore de persoană. Pentru iubitorii de drumeții, există peste 14 trasee care îți permit să explorezi stâncile și natura din jur. Pentru o experiență spirituală profundă, poți participa la slujbe religioase care au loc în mănăstiri. Acestea oferă o oportunitate de a te conecta cu tradițiile și spiritualitatea locului. În ceea ce privește normele de conduită în mănăstirile de la Meteora, principalele reguli sunt următoarele. Bărbații trebuie să poarte pantaloni lungi și tricouri sau cămăși care să le acopere umerii. Femeile trebuie să poarte fuste lungi care să acopere genunchii și bluze sau cămăși care acoperă umerii. În unele mănăstiri există fuste și esarfe disponibile pentru un împrumut la intrare, dar nu la fiecare mănăstire, așadar este mai bine să ai la tine. Vizitatorii sunt rugați să păstreze o atitudine respectuoasă și liniștită pe tot parcursul vizitei și să nu atingă obiectele sacre. Fotografierea și filmarea sunt interzise în interiorul bisericilor și al muzeelor. Vizitarea meteorei nu ar fi completă fără să aduceți acasă un suvenir sau două care să vă amintească de această experiență unică. Aici veți găsi icoane și obiecte religioase, produse artizanale, produse apicole, băuturi tradiționale și alte suveniruri turistice. Deși unele magazine acceptă plata cu cardul, este mai bine să aveți la dumneavoastră numerar, mai ales pentru achitarea taxei de vizitare a mănăstirilor și atenție la faptul că prețurile sunt destul de măricele în magazine din interiorul mănăstirilor. Suveniruri mai ieftine puteți găsi și în orașul Calambaca. O ultimă recomandare este cea legată de încălțăminte, care ar trebui să fie confortabilă și cu talpă aderentă, astfel încât să puteți ajunge la toate obiectivele propuse, fără griji sau accidente. Mulțumim că ai urmărit acest video, dacă ți-a plăcut, nu uita să dai un like și să te abonezi.